Mariu, să știi că am o curiozitate. Nu pot să dorm. Am o întrebare, nu pot să dorm din cauza acestei curiozități. Ce făceai tu la 24 de ani? Ce aveai în cap? Mătreață. Adică aveai mult păr, să înțeleg, în primul cam rând. Cam cât ai tu acum. Și altceva, te ocupai de ceva, aveai ceva activități profesionale. De copil, de familie, de familia altuia. Multe lucruri făceam. Multe lucruri. Eram în câmpul muncii încadrat. Nu în câmpul de lavandă, în câmpul muncii. În câmpul muncii, da, păi și eu cred că eram student. Ce lucram eram? Din greu. Eram masterandă, dar lucram și eu ca și sclav pe plantație. La 24 de ani? Da, sclav pe plantație. Acum 20 de ani făceai chestia? Mulțumesc, asta a fost un compliment. Din partea mea, așa s-o și ei. Dar sunt alții care la vârsta asta fac foarte multe lucruri. În primul rând sunt foarte responsabili, ceea ce mai nou, din păcate, este o calitate foarte rară. Uite-te la Zuckerberg. La cine? La Zuckerberg. Bine, sunt mici excepții și ne bucurăm pentru că și noi avem mici excepții de genul, care iau decizii cu responsabilitate, care lucrează, care muncesc și care, în primul și în primul rând, gândesc diferit. Asta pentru că tinerii nu au curajul să ia decizii pertinente, să își înființeze afaceri și de aceea lucrează pentru alții. Dar astăzi a venit momentul să cunoaștem un tânăr care a luat, și-a luat de fapt inima în dinți și acum, la 24 de ani, este un antreprenor de succes. Și anume, haideți să-l cunoaștem pe Vlad Coste. Vlad, bine ai venit în emisiune. O să te rog să vorbești la microfon și ne pupăm, facem aceste formalități. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Antreprenor, da, de exemplu, la 24 de ani. Oh, nu eram sigur dacă e vorba despre mine. Nu știam că despre mine vorbește, de-aia m-am ridicat la un moment dat să-mi încheie nasul, dar era încheiat deja. Eu știu pe Vlad, este un băiat foarte modest și faci foarte multe lucruri. De unde vrei să începem? De la ce vârstă? De la vârsta de un an. Nu chiar. Eu știu că tu ai început să lucrezi deja de pe la 19 ani, erai angajat, dar până la 19 ani am început să mă angajez. Eu m-am mutat singur la 15 ani. Deci asta a fost prima lecție de viață. Da. Da. Am început să lucrez diferite joburi, part-time și așa mai departe. Însă la 19 ani am avut primul job. Și de la vârsta aia am început să mă întrețin practic singur. Bun. Înainte aveam parte și de susținerea părinților. Da. Până aici să spunem că rețeta este aceeași. Sunt mulți tineri care poate nu merg la facultate și încep să lucreze la 19 ani. Dar care a fost traiectoria ta profesională, evoluția ta? În sensul în care ai avut curaj să iei anumite decizii și să ieși în față și să faci anumite lucruri. Da, tot timpul am încercat să mă uit la ce se întâmplă în jurul meu și vedeam că școala produce foarte mulți angajați și mă gândeam că dacă o să excelez, în cel mai bun caz o să sfârșesc să fiu angajat de cineva. Așa că m-am gândit că e nevoie de oameni care să producă locuri de muncă. Am încercat să stau pe lângă câțiva antreprenori, am acceptat joburi foarte prost plătite, considerând că e o investiție timpul meu și energia mea și treptat am început să mă dezvolt, am început să învăț lucruri noi și în felul ăsta mai târziu am reușit să deschid prima mea afacere, a doua și să intru în zona asta a antreprenoriatului. Tu treci foarte repede prin povestea asta, pentru că eu știu că tu ești trecut printr-un faliment, după care ți-ai revenit. Da, da. Prima afacere a fost un succes extraordinar. Am început cu un buget foarte mic. Tinerii îmi spun că, și prietenii mei în general îmi spun, Vlad, ai avut noroc și normal că ți-e merge bine, ai avut noroc. Și într-adevăr, probabil în primul business lucrurile au mers foarte mult în favoarea mea și cu o sumă mică de bani. 1500 de ron a fost capitalul meu cu care am început primul business. Am avut un succes foarte mare. Am ajuns la finalul anului la o cifră de afaceri foarte mare, la realizări foarte mari, raportat la nivelul de la care eu începusem. Însă am avut parte de un faliment și a trebuit să iau de la început. Și a fost bine, adică cred că falimentul respectiv m-a ajutat foarte mult.
Am făcut multe lucruri greșit, eram tânăr, am început primul business la 21 de ani și... Să spunem și în ce domeniu, ca să înțeleagă. Da, am început în domeniul sportului, primul business. Înainte am lucrat ca și manager într-o companie tot în domeniul sportului, la o companie din București. Înainte am mai colaborat cu diferiți sportivi, am încercat din finanțele pe care le acumulam să investesc în sportivi care erau talentați. Eu nu m-am născut cu un talent deosebit la sport, așa că foloseam o parte din economiile mele să susțin sportivi mai cunoscuți și în felul ăsta am și început să îndrăgesc sportul și zona aceasta de pregătire a sportivilor și ce înseamnă să ajungi un campion, și am încercat să intru în zona asta sportului pe partea de business și am fost și foarte norocos să, printre primii mei clienți au fost sportivi de performanță care, cunoscându-mă și pe mine, s-au oferit să mă susțină foarte mult, să mă promoveze. A fost foarte bine. Adică în domeniul sportului concret, aveai o gantere pe care o închiriai? Aveam două. Două gantere. Nu, am început cu o linie de echipamente pe care sportivile foloseau. Nu erau niște corzi cu care te antrenai. Nu erau elastice, erau niște corzi pe care le-ați văzut probabil la echipa Steaua sau acum la mai multe echipe de fotbal. Vezi dacă nu știi fotbal. Se numesc power trainer, cei care vor să caute pe internet. Sunt niște corzi pe care le poți lua cu tine oriunde. Dacă ești sportiv de performanță, le folosești pentru prepararea ta ca sportiv. Dacă ești amator, te ajută să te menții în formă fără să fii dependent de o sală sau așa. Când pleci, dacă vrei să continui să te menții în formă. Au avut un succes foarte mare, însă din prisma unor circumstanțe, afacerea s-a încheiat brusc și a trebuit să o iau de la început. Și am încercat să văd foarte mult partea bună a lucrurilor. Când am început prima afacere, pe parcurs am acumulat anumite frustrări despre unele lucruri pe care le-am început într-un mod care nu era satisfăcător total pentru mine. Pe parcurs mi-am dat seama că aș fi putut face altfel. Și în momentul în care am reînceput noua afacere, când am aflat că afacerea mea s-a terminat, a fost mai complicat, am fost foarte entuziasmat de gândul că o să pot să fac lucrurile de la zero și nu o să mai repet toate lucrurile care nu-mi plăceau la prima afacere. Și privind la ceea ce aveam efectiv, adică nu cheltuisem niciun ban înainte din primul business și am fost foarte econom, și privind la experiența pe care am acumulat-o, am lăsat compania la care sunt acum. Deci, ca și, să înțeleg, ca și un prim sfat dat tinerilor, este să-și facă anumite rezerve de bani, da? Din profit, sau să reinvestească. Da, eu consider că sunt bogat nu prin prisma faptului că am foarte mulți bani, ci prin prisma faptului că nu cheltui mulți bani. Pentru că dacă eu câștigam mult și cheltuiam la fel de mult, eram la fel de sărac pe tot parcursul perioadei respective. Efectiv, în fața oamenilor, probabil aveam un alt statut. Dar la final, când trebuia să încep de la zero, eram probabil mai sărac decât înainte. Adică, să ne înțelegem clar, spus pe românește, îți cârcit. Da. E calculat. Într-un mod înțelept. Econom, dacă ești prea zgârcit, nu o să investești la momentul potrivit și s-ar putea să pierzi. Bun, tu vrei să aduni, să acumulezi acum, da? Ești în etapa de acumulare. Încerc să fac o bază pentru viitor. Până când o să ajungi la 70 de ani și o să ai bani și o să mergi să vezi lumea, nu cum fac americanii. Încerc să fac și acum, dar în direcția asta mă îndrept. Să o duci un pic mai încoace, deadline-ul ăla, să-l ți-l cobori un pic. Da, dorința mea, nu pot zic neapărat că e un vis, dar ceea ce mi-am propus ar fi să mă pensionez undeva la 40-45 de ani. Păi dacă ești angajatul tău, liniștit poți să te pensionezi. Da, da. Sau te dai afară. Poți să mă dau afară. Deci, practic, ai început cu aceste echipamente sportive, după care ai început cu aceste suplimente. Da, am lansat, fiind pasionat de nutriție și luându-mi zilnic câteva ore sau săptămânal, cumulat câteva ore să studiez despre nutriție, puneam pe hârtie tot ce mâncam și vedeam că cumulat, Nu adun o cantitate semnificativă de nutrienți ca organismul meu să funcționeze corect. Și din acest motiv am început să studiez despre suplimentele nutritive, studii clinice care se făceau în America și despre necesitatea lor. Foarte multe studii clinice sunt destul de vechi, după al doilea război mondial, și comparam alimentația mea cu alimentația oamenilor de atunci și îmi dădeam că sunt într-un dezavantaj. Și atunci mi-am dat seama că chiar dacă vreau să iau suplimente nutritive și ele sunt foarte bune și recomandate dacă vreau să am un corp care funcționează corect,
aduc în corpul meu și o serie de substanțe care nu sunt așa de benefice. Și am început o serie lungă de studii și am petrecut foarte mult timp să văd dacă există pe piață produse care aduc beneficiile fără să aducă și anumite dezavantaje. Erau aceste produse, erau foarte scumpe, era o gamă foarte exclusivistă și atunci am gândit un concept nou, să zic eu, de marketing, care duce produsul direct de la fabricant la clientul final, fără să mai fie intermediat de 2-3 depozite, de magazine. Care înseamnă automat costuri în plus. Da, dar am încercat să aduc un produs foarte premium, un produs scump. De top. Da, să-l aduc la un preț modic, uneori chiar clienții nu erau convinși de calitatea produselor, nu prin prisma etichetei și a certificărilor internaționale pe care ele le au, ci prin prisma prețului accesibil. Deci, da. Ceva în regulă e contrafăcut. Da, în realitate eu am încercat să reduc de mult costurile care nu aduc nimic semnificativ la calitatea produsului și să livrez la clientul final un produs la un preț bun, cu o marjă de profit mică și în felul ăsta să dezvolt o afacere cu o cifră mai mare și să fac un profit pe un volum mai mare. De obicei, antreprenorii care într-adevăr sunt născuți pentru a face afaceri au acel gut feeling pe care se bazează. Adică, nu știu, au acea tendință și acea capacitate de a fi vizionar și să vadă altfel lucrurile. Eu cred că tu vezi altfel lucrurile, pentru că lumea te urmează pe tine, da? Ești un lider în acest segment. Nu neapărat în antreprenoriat. Să zic că pentru unii tineri sunt într-o oarecare măsură un deschizător, model, nu, da, un nu deschizător de drumuri. Dacă ar fi să vorbim puțin și de cealaltă parte profesională în care tu ai acel canal de YouTube și în care abordezi anumite discuții. Da, efectiv, jobul meu 24 de ore din 24 e de soț. La 21 de ani Laura Coste m-a angajat, m-a trecut pe... Happy wife, happy life. Da, și am intrat în slujba ei non-stop și în timpul liber, da, sunt antreprenor și încerc să manifest ideile. Oamenii din ziua de azi mi se pare că au înțeles total greșit libertate de exprimare. Mi se pare că oamenii înțeleg libertate de exprimare ca dreptul tău să jignești pe cineva, să faci ceva destructiv. Să juri. Da, da, e dreptul tău să vorbești porcos, chiar dacă e în public, chiar dacă pe cineva ar putea să jeneze, suntem liberi să ne exprimăm. Și eu am văzut libertate de exprimare foarte mult din prisma faptului și din prisma oportunității de a transmite ideile mele multor oameni și în felul ăsta să adun în jurul meu oameni care gândesc ca și mine sau care vor să sau au anumite targete similare cu ale mele. Bun, dar partea asta de idee, de a te filma, de a ieși pe YouTube, de a ieși în fața oamenilor, da, asta da, cum da. A fost? Cum ai pregătit-o? Pentru că poate unele persoane ezită, le este frică da. De repercursiuni. Ce da, e destul lumea? De greu, e destul de greu să începi așa să te filmezi, să te pui pe internet. Majoritatea celor care au făcut asta au devenit cunoscuți prin prisma faptului că ne-au spus că dacă plouă crește pateu sau așa mai departe. Da, a fost riscant într-un fel. Era ciudat să-mi spună prietenii că te-ai pus pe internet și încercam să schimb subiect, era ciudat. Însă tot așa am văzut lucrul ăsta în perspectivă. Vedeam că în America sunt oameni care prin ideile pe care le transmit public fac un lucru extraordinar. Eu credeam că am unele idei care ar putea să-i ajute pe cei din jurul meu și am riscat. A fost o perioadă lungă în care nu am avut neapărat succes sau nu am fost neapărat urmărit de cineva, însă satisfacția mea de a spune altora lucruri bune care mie mi erau utile, lucruri de care eu aș fi avut nevoie să aud, a fost mai mare și am continuat. Și anul ăsta, anul trecut, am organizat cel mai mare eveniment YouTube care a avut loc în România. Mulțumesc Molului care m-a susținut în ideea pe care am avut-o, care m-a finanțat. Evenimentul a fost un succes maxim. Au fost acolo prietenii mei de pe internet, cei mai cunoscuți oameni din lumea YouTube-ului și au venit oameni cu autobuzele din alte orașe. Molul a fost foarte, foarte plin. A fost un eveniment reușit. Care crezi că sunt calitățile de care ai nevoie ca să atragi așa de mult de persoane, să te urmărească, să fii vizibil pe YouTube?
nu știu ce să răspund la asta. Să fii vizibil pe YouTube nu neapărat trebuie să ai anumite calități. Sunt unii oameni care pur și simplu desfac pachete, fac unboxing-uri la cadouri, la produse și au foarte mare succes. Pentru mine mai important decât numărul este mesajul pe care îl transmit și impactul care are în viața, impactul pe care mesajul meu îl are în viața celor oameni. După cum vedem, în jurul nostru există foarte multe surse de informare. Fiecare dintre noi putem să urmărim o grămadă de lucruri pe internet și unele au un impact pozitiv în viața noastră, unele au un impact negativ. Efectiv, pentru mine, nu a contat să fiu neapărat popular. Acum, fiind în antreprenoriat, mi-aș permite să-mi plătesc popularitatea efectiv pe YouTube și să plătesc ca videourile mele să ajungă la un număr mare de oameni. Însă am preferat să dezvolt o comunitate de oameni care cred în anumite valori, din oameni care vor să aibă anumite acțiuni. Am avut anumite acțiuni caritabile care au fost publice și au fost preluate de ziare și au avut succes. Oameni care au văzut acele acțiuni au venit alături de mine și azi suntem mai mulți care încercăm să ajutăm. În modul ăsta zic eu că am avut succes, aducând oameni de calitate în jurul meu. E foarte greu, din perspectiva mea, să întâlnești oameni de calitate în societatea de azi. Suntem așa de mulți și, știți, și calitatea parcă s-a diluat. E greu între atâția oameni să găsești ceva bun. Și atunci, prin modul ăsta, eu mi-am făcut și mie un serviciu, aducând oameni extraordinari în jurul meu cu care azi îmi trăiesc viața și activăm împreună. Asta este foarte trist. Dacă ar exista acum ceva foruri superioare care să judece lucrurile pe care le spui tu, tânăr fiind, care trăiești în țara ta, în România, și spui că este foarte greu să întâlnești oameni de calitate și totuși n-ai plecat din țara ta și ai rămas aici... Este o laudă la adresa ta, dar nu este de bine pentru cei care ne conduc. N-aș spune că e o problemă neapărat cu România. Cred asta în general. Poate ți este dificil, dar dacă ar fi să te rog să rezumi ideile sau mesajele pe care vrei tu să le transmiți în clipulețele, în filmulețele tale, cam care ar fi ideea? Cred foarte mult în două principii. Unul dintre ele ar fi să iubești foarte mult pe oameni. Văd așa mulți oameni răniți de prietenii după o viață. Două persoane au fost prietene o viață întreagă și dintr-un lucru stupid se ceartă, familii se destramă. Mai mult ca oricând în societatea noastră, suntem cea mai modernă societate, avem cea mai multă tehnologie, cea mai multă sursă de informare și... Văd cele mai multe familii că se destramă azi, cele mai multe traume, cei mai mulți copii răniți. Și asta e unul din principiile pe care eu încerc să le transmit oamenilor, să îți ancorezi prieteniile în ceea ce tu poți să faci pentru cineva. Pentru că dacă eu mi-ancorez prietenia în ceea ce doar tu poți să faci pentru mine, la un moment dat și voi profita de tine și... te voi răni și așa mai departe, lucrurile nu ajung în direcția corectă. Și un alt lucru în care eu cred foarte mult în Dumnezeu și e un principiu pe care eu am ales să-l păstrez și înseamnă mult pentru mine. Da, din punctul meu de vedere ești un exemplu de urmat și faptul că ești așa de tânăr, nu, uneori eu nu, dacă tu ești modest o să spun eu lucrurile astea, pentru că nu sunt foarte mulți de tineri care să gândească așa sau care să realizeze atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt. Da, am împlinit de curând 24 de ani. Eu cred că sunt foarte mulți tineri. Cred că sunt foarte mulți tineri care au acest potențial. Văd în jurul meu oameni care au unii foarte multă valoare. Nu cred că sunt cu nimic special față de niciunul. Am crescut la țară, nu mă simt mai special decât niciunul din copiii de pe strada mea. M-am mutat la oraș, nu mă simt mai special decât niciunul din vecinii mei de scară. Văd foarte mult potențial în oamenii din jurul meu. Din păcate, văd în același timp, oamenii sunt bombardați cu anumite lucruri, cu anumite informații și cred că mediul, dacă punem o anumită plantă, am vorbit în emisiune și despre Avan, dacă punem o anumită plantă într-un anumit sol, dacă solul acela este infectat, ea va trage din acel sol anumite substanțe și fructul care inițial ar fi trebuit să fie foarte hrănitor și foarte bun, poate să aducă în viața noastră și în organismul nostru substanțe care nu sunt folositoare. Exact așa văd și mediul din ziua de azi. E foarte mult pământ în societatea de azi, e foarte poluat și atunci e foarte important ca oamenii să decidă să oprească la ei poluarea, să răspundă
diferit, lucrurilor negative din jurul lor. În felul ăsta, cred că se pot întâmpla lucruri foarte bune. Poate părea foarte idealist, însă eu încerc când pot să fac o treabă cât mai bună și cred că dacă oamenii din jur ar încerca fiecare măsura în care poate, ar avea mai multă înțelegere unii cu alții și ar da mai mult silință, chiar cred că lucrurile ar merge foarte bine și oamenii ar fi mai fericiți în general. Care ar fi sfaturile tale pentru tineri? Tinerii care doresc să se apuce de o afacere? Da, tinerii, am văzut câteva statistici când mi-ai spus că ai vrea să mă inviți în emisiune, am urmărit câteva statistici și am văzut că foarte mulți tineri vor să înceapă o afacere și asta m-a bucurat foarte mult, însă o rată foarte mică dintre ei chiar duc la îndeplinire acest lucru și mi-am dat seama că tinerii nu riscă și mulți privesc la ce nu au. Știi, e foarte greu să faci un business, șansele să reușești sunt foarte mici. Și eu îi întreb de multe ori, de câte ori ai încercat tu? Pentru că eu cred că dacă încerci suficient de mult, de câte ori nu-ți va reuși, vor fi exemple pe care nu le vei mai repeta și până la final vei găsi o soluție. Eu cred că atunci când am început să merg, țin minte, când am început să merg, mama zicea, hai la mine, prima dată am făcut un sprint, ceva gen Usain Bolt, am făcut un flip-flap, nu a fost chiar așa. Probabil am căzut de multe ori când am încercat să merg și cred că am încercat suficient de mult încât până am reușit să fac asta. La fel și în business. Tinerii trebuie să încerce și, sincer, România, din punct de vedere a business-ului, e un pământ foarte fertil. Pentru că nu sunt foarte multe plante în el, după cum vedeți. Deci mai este loc pe piață. Da, este foarte mult loc și tendința de a pleca în străinătate o au doar tinerii care își doresc să fie angajați. Ok, mergi în Anglia, îți dau aia 2000 de lire să curezi după ei și nu e un lucru rău. Dacă ăla e capitalul cu care vrei să vii să faci ceva, nu e un lucru rău. Dacă ăla e standardul tău de viață, din nou, dacă tu ești mulțumit, nu e un lucru rău. Dar dacă tu ai vrea să deschizi o afacere, însă cei 2000 de lire te atrag mai mult, pot să spun că în România poți să câștigi mai mult de 2000 de lire ca și tânăr, fără să ai o afacere foarte mare, fără să ai o multinațională, cu o afacere mică, cu un angajat, doi, poți să faci câteva mii de lire în România. Ideea este efectiv să încerci, să începi și sigur poți să ai succes. România e un teren fertil. Da, deci practic era să fac analogie cu un banc. Zicea cineva, dă Doamne să câștig la loto. Și tot se roagă și tot se roagă și zice Dumnezeu la un moment dat, păi dar n-ar trebui să duci totul să cumperi un bilet să știi câștigi. Dă-mi și mie o șansă, da. Mai joacă și tu la loto, da. Deci da, se poartă cu perseverență și cu ambiție. Da. Eu cred că tinerii în România ar trebui să încerce să se adune între ei și oameni care au aceleași gânduri, aceleași idei, să se unească între ei și cred că împreună pot face lucruri foarte mari. Poate credești tu o comunitate? Nu se știe niciodată unde te duce. Cei deja care obișnuiesc să mă urmărească sunt deja o comunitate care pe mine unul mă inspiră. Sunt câteva sute de mii lunari care mă urmăresc și eu sunt inspirat. Eu consider că îmi fac un favor de fiecare dată când pregătesc câte un mesaj pentru ei. Tu inspiri pe ei, ei se inspiră de la tine. Vlad, îți mulțumim tare mult pentru prezență. Eu îți mulțumesc că m-ați invitat. Noi, și eu vreau să pornesc o afacere cu supliment nutritiv. O să cresc porci. Să ce să faci? O să cresc porci. Condiția e să plouă ca să crească mai întâi pateu. Slănina e un supliment nutritiv extraordinar. Când mi-e foame, completez meniul cu o tablă de slănină. Cred că era micul dejun perfect când eram mic. Slănină, ardei, roșii. Ceapă. Cu ceapă, da. Păi, atunci eu propun să spunem telespectatorilor, după o porție de slănină foarte bună cu ceapă, că ne vedem de săptămâna viitoare în varianta de două ediții pe săptămână, doar vineri și sâmbătă. Da. Vineri și sâmbătă. Doar vineri și sâmbătă, tot așa de la, tot de la ora 20. 20 până la 22 aici pe Look Plus. Așadar, vă mulțumim pentru atenție și v-am pupat și vă dorim o seară plăcută. Să aveți o săptămână bună. Excelentă.